comandă literar. Lovim, mai că nu lovim prin violență fizică, lovim prin cronici literare. Fiecare cu specialitatea lui. Eu cu a mea, Daniel Cristenache, Răzvan Mălbun, cu Simona Vasilache, cu a lor, și Gabriel Chifu cu acest spirit organizatoric ieșit din comun. Și cum îmi place mie să tachinez pe șeful nostru, pe care o poze nu m-am foarte talentat poet și romancer, dar în același timp este spiritul nostru organizatoric și creierul financiar de ce se expune. Fără el n-am fi împreună, pentru că filozofii, critici, literari nu au acel simț centripet de care vorbea Gabriel Chifu. Nu este mai degrabă. Orice redacție privită din România nu pare internă. Toți ne-am dorit să stăm împreună de acum acolo 3 decenii, nu știu ce timp. Dar mi-aș dori ca într-o zi, peste decenii, peste 20 de ani, când poate niciun întâlnire o să mă fie la România literară, să ne întâlnim, să stăm într-o seară la un pahar de vin cu Gabriel Chifu, să ne întrebăm ce a însemnat România literară pentru noi. În rest,